În cadrul proiectului de intensificare a rugăciunii la nivelul parohiilor din Episcopia Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Lucian a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie, la care au participat preoții din Cercul Pastoral Misionar Moldova Nouă. Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată în Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul a parohiei Coronini. La Sfânta Liturghie au participat autorități locale și credincioși purtând costume populare specifice zonei. Tot astăzi au fost săvârșite încă 9 sfinte liturghii de către delegații ierarhului, părinți consilieri, inspectori și protopopi în celelalte 9 cercuri pastoral-misionare. Astfel au participat la Sfânta Liturghie toți preoții din Episcopia Caransebeșului. Este o bucurie nespus de mare cu siguranță și pentru dumneavoastră, iubiți credincioși și credincioase, deoarece se împlinesc anul acesta 10 ani de când Preasfințitul Părinte Lucian a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, atunci când au fost resfințită și Sfânta Biserică. Și iată că nu întâmplător a fost rânduit ca să fim astăzi prezenți cu toții aici, așa cum spuneam, preoții Cercului Pastoral Misionar Moldova Nouă împreună cu ierarhul nostru. Astăzi a fost o zi deosebită pentru parohia noastră, o joie în care Preasfințitul a poposit în mijlocul nostru, ne-am rugat împreună și ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin iertarea păcatului pe viața de veci. Mare mi-a fost bucuria să vă văd îmbrăcați pe toți în haine de sărbătoare astăzi. Această zi, cu siguranță că noi nu o vom da uitării niciodată. Tot astăzi, ierarhul a binecuvântat sediul primăriei Coronini, școala gimnazială și casa de cultură, toate refăcute din temelie. Este o zi specială pentru parohia Coronini și pentru încă 9 parohii din eparhia Caransebeșului, pentru că toți preoții s-au întâlnit cu credincioșii din aceste 10 parohii și am format un sobor binecuvântat, cinstindu-i prin prezența noastră activă la Sfânta Liturghie pe cei care ne-au adus lumina Evangheliei lui Hristos. Apostolii care s-au umplut de Duh Sfânt la cincizecime, apostolii lui Hristos care s-au îmbrăcat cu putere de sus la praznicul Rusaliilor. Le mulțumim tuturor pentru prezență și îi rugăm pe mai departe pe Sfinții Apostoli și în mod special pe Sfântul Apostol Andrei să mijlocească pentru noi înaintea tronului Preasfintei Treimi și toți sfinții români să fie mijlocitori înaintea Domnului pentru acest popor care sute de ani a rezistat, înconjurat fiind de imperii și iată și acum noi nu ne-am pierdut credința. Chiar luna trecută, în 10 iunie, am împlinit 10 ani de când sunt primar al localității Coronini. Aș vrea să vă mărturisesc că în toți acești ani de zile, în primul rând, l-am avut în vedere pe Dumnezeu. De fiecare dată când am început un proiect, l-am rugat pe El să mă ajute să-l încep și să-l duc la bun sfârșit. Asta s-a întâmplat, m-a ajutat să-l încep și să-l duc la bun sfârșit. Aș vrea să vă spun că în toată această perioadă am făcut mai multe obiective, vreau să vi le și enumăr. Este vorba de grădinița din Coronini, am demolat-o și am făcut una nouă. Căminul cultural din Coronini, la fel, am demolat și am făcut un cămin nou. Școala generală, clasele 1-8 din Coronini, la fel, am demolat-o și am făcut o școală nouă. Și, nu în ultimul rând, primăria comunei Coronini, la fel, a fost demolată și a fost făcută una nouă. În Episcopia Caransebeșului este organizat în acest an un program de intensificare a rugăciunii la nivelul parohiilor. Acesta constă în săvârșirea a 100 sfinte liturghii și 70 de sfinte masluri în zile lucrătoare, pe parcursul întregului an, în toate cele 10 cercuri pastoral-misionare.